Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, acum 83 de ani, în neagra zi de 28 iunie 1940, aplicând prevederile protocolului adițional secret al odiosului pact Ribbentrop-Molotov, Imperiul Sovietic a anexat Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Hierța, sub pretextul că Basarabia ar fi fost populată principal de ucraineni și că ar fi fost în unitate seculară cu Republica Sovietică Ucraineană. 4 milioane de români și 50.000 km pătrați, cuprinzând județele Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Izmail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojeneț și Tighina, precum și plasa Hierța județului Dorohoi, au fost incorporate de Moscova. Sute de mii de români s-au refugiat în interiorul țării. Alte sute de mii au fost deportați în gulag, transportați în vagoane de vite pentru muncă silnică și pe vecie în Siberia și Asia Mijlocie. Ocupația sovietică a mai însemnat arestări și execuții, dezmembrarea teritoriilor românești, unele incorporate în Ucraina, altele formând așa zisa Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, care avea să devină laborator al moldovenismului antiromânesc, dar și colectivizare forțată, foamete organizată, colonizare dirijată, interzicerea Bisericii Ortodoxe Române, interzicerea alfabetului latin, ștergerea memoriei naționale, mancurtizarea la scară largă și tot ce se numește un adevărat genocid. Poporul nostru a plătit un preț scump de sânge nevinovat. Aproape 1 milion de români au fost striviți sub tovălucul ocupației sovietice. Această jertfă de sânge românesc nevinovat ne obligă nu doar la considerarea istoriei naționale, ci și la cinstirea memoriei victimilor. Pentru mine, ca român basarabian, este de neînțeles faptul că 28 iunie nu este zi de doliu național în România și Republica Moldova. La fel de neînțeles este că nici Rada Supremă de la Kiev, nici Bundestagul German nu au condamnat niciodată oficial pactul Ribbentrop-Molotov. Este de neînțeles de ce nu avem în România niciun monument al victimelor ocupației sovietice, sau că Ministerul Român al Justiției sabotează metodic consolidarea capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie, ceea ce ne împiedică să ne recuperăm milioanele de cetățeni din teritoriile noastre ocupate de sovietici. Există Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, poporul român își va redobândi unitatea națională și integritatea patriei. Numai așa putem fi un popor liber și demn, care a însușit lecția istorică a dezmembrării naționale de la 28 iunie 1940, găsind forță internă pentru refacerea propriei unități. Vă mulțumesc, deputat Volosatei, circumscripția 43, diaspora, grupul parlamentar AUR.